Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție. Forță. Forță rău. Dacă mai vreți videoclipuri cu reacție, nu uitați să lăsați acolo un like, să strângem și noi 1000 de like-uri la acest videoclip. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, să atingem și noi 40.000 de abonați până la sfârșitul anului. Ăsta e targetul. Sper să-l ating. În fine, astăzi o să reacționăm la când portarii devin eroi într-un match. Și hai să vedem ce avem aici. Hai să vedem cum apără portarii ăștia. Mă întreb oare ce eroi sunt. Superman, Spider-Man. Cred că Spider-Man, că ăla plonjează bine. În fine, hai să vedem ce avem aici. Coming up. Ok. Ter Stegen versus Dortmund. M-am uitat la tot match-ul ăsta. Apărat fantastic. Ter Stegen aici. Salvează 1 versus 1. Aici Royce scăpase singur. Dar Ter Stegen a salvat. Ghinion pentru Royce. După. Aici șutează. Nu șutează. A fost o centrare de fapt. A fost ușoară mingea asta oricum. A fost o minge destul de ușoară. A fost și offside aici. Dacă nu mă șel. După. Are Royce penalti și știți ce o să se întâmple? Salvează Ter Stegen. Și din nou, cumva, reține mingea aia. Ter Stegen, fantastic, a apărat meciul ăsta. După vine Brand aici, din nou, Royce ratează de două ori. Două șuturi acolo. Zici că a fost FIFA. N-a intrat deloc. A fost scriptul. În fine, Donnarumma aici versus AS Roma. Dzeko aici. Șutează acolo la colțul scurt, Donnarumma stă foarte bine, n-a fost o salvare foarte grea. Șutează ăsta aici, aici, bine, bine, bine Donnarumma, aici șut pe centru. Donnarumma este fantastic aici. Apăra bine, oh, și aici, bine rău, aici și Donnarumma aici. Aici, mamă, forță, forță Donnarumma cum a apărat în meciul ăsta. Fantastic a scos-o pe asta. După l-avem aici pe Alisson versus Tottenham. Este aici, a fost destul de ușor, ce-i drept. Nerea mare scofală să ieși acolo. Decurcam repede fazele astea, nu prea am timp să le comentez. Ok, Son aici. Dele Alli. Mamă, ce a încercat Dele Alli. Bă, dar parcă și meciul ăsta l-am văzut. Dar ce meci a fost ăsta? O fi fost ăla din finala Champions League? Dar nu cred. Țin minte că am văzut meciul ăsta, dar nu mai știu când. Ok, aici a încercat o scăriță. Ok, un șut aici foarte puternic. Ok, Lucas Moura șutează acolo. Iar Alisson scoate din nou Eriksson. Mamă, cum a scos-o Alisson. Asta era minge greu de scos. Nu cred că e finala Champions League, că n-a fost așa multă ocazie atunci. E ceva meci în campionat. Fantastic a scos Alisson aici. Uite, frate, ce perfect se ducea mingea aia. Dragovski versus Atalanta. Nu știu cine e Dragovski, sincer. Nu știu la ce echipă joacă. Ok, și scoate aici bine. A fost o minge destul de grea cu pământul. Încă o dată scoate acolo. Fantastic. Și dacă mai scoate și acum. A scos-o fundaș. Bă, dar nu vrea mingea să intre deloc. Ok, un șut acolo, scoate din nou cu piciorul. Scoate cu piciorul, cu mâna. Mai are să arunce și cu gheata și ăla e. În fine, o centrare aici și din nou scoate portarul. Fantastic. Uite, frate, cum a scos-o. Ilicic aici. Șut la colțul scurt, a fost ușor. Cred că și eu scoteam pe aia. Sau de fapt nu, că mă feream. Că era prea tare. În fine, un șut aici. Dacă ieșea golul ăsta, era geniu. Chiar dacă era nimereală. Ok, De Gea versus Tottenham din nou. Scoate acolo cu piciorul. De Gea. După vine o centrare la Eriksson. Și De Gea din nou cu piciorul. Bă, ce are ăsta, mă, numai cu piciorul apără? Lovitură liberă aici. Uite, mă, că scoate și cu mâna. Nici măcar n-a respins mingea asta. Atât de bine apără De Gea. Sau apăra. Acum nu prea mai place cum apără. Cel puțin în meciurile mari nu prea apără bine. La meciurile mari din Europa sau din, de la națională. În campionat, în meciurile mari, apără destul de bine. Ok, De La Li. Și scoate din nou De Gea. Băi, frate, de... Pamă, cum le scoate De Gea. Kane. Din nou De Gea cu piciorul. Dar ce șpagat a făcut. Cred că a făcut gimnastică în tinerețe. Ok, din nou aici. Handanovic. Hai să vedem versus Frankfurt. Scoate Handanovic. Senzațional și aici a avut noroc că s-a dus mingea în bară. Ok, aici nu știu ce s-a întâmplat. Mai departe, 1 versus 1. A dat destul de prost la acolo. Putea să dea mai plasat. Și dacă dea mai plasat, sigur era gol. Aici la colțul scurt era lejer de scos. Din nou, o minge destul de slăbuță. Un șut aici, din nou, la colțul scurt. Numai la colțul scurt știu să șuteze ăștia. Nu cred că au auzit de colțul lung. Ok, o centrare aici. Doi oameni acolo. Și din nou. Din nou scoate. Ce drept a fost și mingea pe el, însă tot s-a aruncat bine acolo, să închidă unghiul.
Și cam mai se termină videoclipul, niște salvări destul de șmechere ale portarilor. Nu prea am avut ce să comentez, au decurs foarte repede aceste salvări. A fost destul de scurt videoclipul. Sper că v-au plăcut aceste salvări, sper că v-a plăcut și reacția mea. Dacă v-a plăcut, like acolo să strângem și noi 1000 de like-uri. Nu uitați să vă abonați să ajungem și noi la 40.000 până la sfârșitul anului. Eu am fost Gianni, v-am pupat!